în departamentul de fizică teoretică, mă ocup cu tehnologii cuantice, e un domeniu cutting edge, foarte de vârf. Sunt practic tehnologiile secolului 21. Cum văd eu acest domeniu? Practic intrăm în a doua revoluție cuantică și ceea ce au fost tehnologiile electromagnetice pentru secolul trecut, cred că vor fi tehnologiile cuantice pentru secolul acesta. Vor schimba foarte multe domenii, de la calculatoare, vor fi calculatoare cuantice, comunicații cuantice, care sunt mult mai sigure, senzori cuantici, imagistică cuantică, sunt foarte multe simulatoare cuantice, sunt foarte multe lucruri care se vor schimba. În principiu, se bazează pe anumite procese, fenomene cuantice, ca entanglementul, superpoziția, și vom folosi aceste procese ca niște resurse. Ce cred că este important pentru un tânăr, cred că este curiozitatea și pasiunea. Pentru că fără curiozitate și fără pasiune nu poți să mergi înainte. E lucru care te ține noaptea și te întreabă de ce se întâmplă chestia aia, cum merge chestia aia. Și lucrul ăsta te împinge înainte. Nu e o chestie care ai un job de la 9 la 5, ai pus creionul jos, te duci acasă, te ocupi de altceva. Sunt lucruri care îți stau în minte și te trezesc uneori noaptea și te gândești, dar stai un pic, ceva nu merge acolo, cum pot explica experimentul respectiv, cum pot să fac o chestie mai bună. Deci dacă o faci din pasiune și dacă o faci din curiozitate, lucrurile astea merg mult mai bine. Ce sfaturi aș da unui tânăr? Să fie pasionat în primul rând de ceea ce face, să-i placă și să fie perseverent. Și să nu se lase... să nu lase baltă lucrurile. Da, dificultățile, birocrația, în primul rând, o lipsă de înțelegere pe plan național a importanței domeniului, resurse puține, deci vedem în alte părți, în alte țări, cum ar fi Germania, care investesc masiv în genul acesta de tehnologii pentru că și-au dat seama că este viitorul. Și la noi există o percepție destul de... E greu de făcut față birocrației. Și, deci, în Germania se investesc 650 de milioane de euro în tehnologii cuantice. Europa, în proiectul Quantum Flagship, investește 1 miliard de euro. Statele Unite au un program național, National Quantum Initiative. Lucrurile se dezvoltă foarte, foarte rapid și se investește masiv. La noi, lucrul acesta se face aproape cu țărâita și nu există, să zicem, o coordonare, nu există o voință politică. Da, poți să o faci tu, e foarte bine că o faci, dar trebuie să existe un sprijin, trebuie să existe un sprijin financiar, trebuie să existe un sprijin educațional. Ceea ce ne propunem să facem, am înființat Romanian Quantum Network, care este o rețea academică, prin care vrem să dezvoltăm tehnologiile cuantice în România, tocmai pentru că sunt atât de importante pentru acest secol. Și, practic, prioritățile noastre sunt cercetarea, educația și diseminarea. Educația este extrem de importantă pentru că apar din ce în ce mai multe programe în masterat în tehnologii cuantice, în inginerie cuantică, lucruri care la noi nu există. Și acesta e un lucru care trebuie făcut la mai multe universități din România, deci la Universitatea din București, la Universitatea Politehnică, în Cluj, în Iași, există deja, avem contacte cu cei de acolo, sunt dornici și încercăm să mergem, să împingem domeniul acesta mai departe. România a semnat de curând aderarea la EuroQCI, acesta este European Quantum Communication Infrastructure, infrastructura de comunicații cuantice europeană, care este un fel de viitorul quantum internet. Deci o rețea decentralizată în care fiecare țară are o bucată de network, dar comunicația în această rețea se face cuantic. Deci este o rețea de comunicații cuantice prin single photons, nu prin pulsuri de fotoni, ceea ce îi conferă un grad mult mai mare de securizare. Problema apare din... existența calculatorilor cuantice. Deci s-a demonstrat că un calculator cuantic poate să spargă codurile care se folosesc în prezent. Deci în momentul în care o țară, China, Statele Unite, vor avea un calculator cuantic,
În momentul respectiv, tot ce există ca infrastructură securizată, deci în momentul în care faci cumpărături, deci online shopping, în momentul în care transmiți date între tine și bancă, când faci o securizare a unei tranzacții financiare, chiar și un update, de exemplu, cineva care se poate impersona Microsoft, poate să spună: eu sunt Microsoft, am un nou update pentru tine, și de fapt update-ul respectiv să fie de fapt un virus. Deci cine poate să spargă aceste coduri va crea haos în tot ce există în domeniul respectiv, în comunicații. Deci din cauza asta, un internet cuantic, comunicațiile cuantice sunt extrem de importante. Și Europa face acest lucru, deci este programul EuroQCI la care a aderat și România și trebuie să ne construim această rețea de comunicații cuantice. China este foarte avansată, are un backbone de comunicații cuantice de 2000 de kilometri între Beijing și Shanghai. Și acest backbone se folosește de către armată, de către guvern, de către bănci. Deci deja lucrurile acestea sunt aproape sunt pe piață. Au companii care vând echipamente de criptare cuantică și Europa practic trebuie să facă ceva pentru a nu rămâne în urma Chinei. Ceea ce e un lucru destul de îngrijorător, aș spune eu. Tot chinezii au fost primii care au pus un satelit de comunicații cuantice pe orbită înaintea NASA, înaintea ESA, și au realizat prima teleconferință criptată cuantică cu ajutorul acelui satelit. S-a transmis o cheie între satelit și Beijing, s-a transmis o altă cheie între satelit și Viena și cu cheile respective au putut să facă prima teleconferință criptată cuantică între Academia de Științe din Beijing și Academia de Științe din Austria.